Salut! Eu sunt Will Spinner, sau învârtitorul de roți, așa cum îi place YouTube-ului să mă traducă, și astăzi vom discuta despre ce avem nevoie pentru a merge cu monociclul. Dar primul pas pentru a merge cu monociclul este ca acesta să fie încărcat. Îl putem băga la încărcat, oriunde, într-un apartament, atâta timp cât l-am introdus curat în casă. Asta este redresorul, cap de ștecher normal, îl lăsăm la încărcat între 5 și 9 ore în funcție de cât este de descărcat. După aceea venim, îl scoatem de la încărcat, verificăm nivelul de încărcare. The Bluetooth is connected successfully. Ne spune că s-a conectat la telefon. Și ulterior putem vedea în telefon care este autonomia. Sunt câteva reguli de bază pentru a învăța să mergi cu monociclul. În primul rând, ai nevoie de un monociclu. În al doilea rând, ai nevoie de un spațiu de depozitare și un spațiu în care să îl încarci. De multe ori vii cu monociclul murdar acasă, așa că trebuie să-l cureți înainte de a-l introduce în apartament, dacă locuiești la apartament. Trebuie să iei în calcul faptul că monociclul este destul de greu, poate varia între 10 și 40 de kilograme. Așa că, în primul rând, trebuie să te gândești dacă poți ridica o asemenea greutate și nu e recomandat sau legea nu permite copiilor sub 16 ani să-l conducă. Trebuie înțeles din primă instanță faptul că monociclul nu este o jucărie. Monociclul este un mijloc de transport care poate circula cu o viteză de până la 45-50 de km la oră. Este periculos, ai nevoie să circul cu el doar pe străzi, nu pe piste de biciclete. Și trebuie să știi regulile de circulație. Acum hai să vedem care sunt primii pași pentru a învăța mersul pe monociclu. Prima dată când îl scoatem din cutie, monociclul este în această poziție. Noi putem fie să-i deschidem pedalele sau suportul de picioare pentru a merge cu el, fie, în cazul în care ne deplasăm în interiorul unui magazin, să ridicăm acest mâner, să ținem în stânga coșul de cumpărături, iar în dreapta monociclul. El, pentru a se deplasa, are nevoie de balans față-spate. Practic, apăsând în față, el accelerează, apăsând în spate, frânează, sau, cum aș zice eu, accelerează în spate, pentru că el poate merge foarte bine și cu spatele. Prima dată cel mai bine este să lucrăm cu o singură pedală, deci una o putem ține închisă. Să ne familiarizăm cu poziția monociclului între picioarele noastre. Și începem să facem semicercuri de genul acesta cu monociclul pentru a-i simți greutatea în zona aceasta a piciorului, pentru a-l putea controla, pentru a nu-l scăpa dintre picioare și niciodată monociclul nu va sta în exterior, decât dacă avem ambele picioare pe monociclu. Încercăm să poziționăm piciorul pe mijlocul pedalei și să facem mișcarea aceasta de semicerc. Nu este nevoie să flexăm piciorul absolut deloc. Desigur că este mult mai bine dacă avem aceste cizme de protecție pe care le am eu, însă în partea de sus nu mă ajută foarte mult.
Monociclul vine în pachet cu aceste protecții. Acestea sunt niște protecții de cauciuc. Îl protejează pe el de căzături. Are niște capace de carbon aici, iar de desubt, în partea de sus, sunt niște plăci de piele artificială. El arată foarte frumos și cu aceste protecții și fără aceste protecții. Este un pic zgâriat, vă dați seama, mai multe scheme, mai mult timp petrecut pe el. Am făcut undeva la 3200 de kilometri până acum pe monociclu și încă am roata originală, da? Roata se prezintă foarte bine. Ar trebui schimbată cam în maxim 2000 de kilometri, dar încă este ok. Poate că nu mai oferă aceeași aderență pe zăpadă sau pe nămol ca înainte, dar nici nu este nevoie neapărat să o schimb. După ce am făcut exercițiul cu piciorul drept, ne-am obișnuit, încercăm același tip de exercițiu și cu piciorul stâng. Eu, să fiu sincer, nici măcar nu am făcut acest exercițiu cu piciorul stâng, pentru că mi-am dat seama încă din primă instanță că este foarte greu pentru mine. La mine piciorul de balans, piciorul de echilibru este dreptul și stângul nu îl pot controla foarte bine. Nici acum nu-mi dau seama foarte bine cum să-l controlez. După ce am făcut acest exercițiu, vom avea nevoie să mergem pe monociclu susținuți. Adică o să căutăm ori o balustradă, ori un zid de care să ne ținem în momentul în care avansăm. Bineînțeles că ulterior vor începe tot felul de scheme și talente, cum să stăm pe el fără să se miște, cum să mergem cu spatele, sau cum să ne învârtim în loc fără să avansăm. Dar asta ulterior. Nici măcar eu nu sunt la nivelul acela, pentru că nu-mi plac foarte mult schemele, eu mă bucur de plimbarea cu monociclul. Ok, hai să căutăm un gard sau o balustradă de care să ne ținem pentru a avansa. Am găsit aici o balustradă. Pregătim monociclul, scoatem pedalele în exterior, ne ținem de balustradă, adăugăm piciorul de echilibru. În cazul în care considerați că piciorul de echilibru vă este stângul, încercați invers de cum încerc eu. Da? Deci prima dată ne obișnuim cu piciorul acesta pe monociclu și încercăm să petrecem o perioadă pe el. Da? Cu mâna pe balustradă facem de mai multe ori urcarea pe monociclu. Da? Ca să ne dăm seama unde este punctul de echilibru de care avem nevoie. Ulterior am pus ambele picioare pe monociclu și vom simți, o să vin mai aproape, vom simți puțină instabilitate, stânga-dreapta. Însă nu ne vom duce în față și în spate, pentru că prima dată simțim că e periculos. Și atunci, mâna asta în exterior, mâna asta aproape de balustradă și încercăm să balansăm între picioare pentru a ne da seama unde este punctul nostru de echilibru. După ce am găsit punctul de echilibru, putem să încercăm să avansăm ușor, apăsând cu vârful piciorului, apăsând pedala. Asta înseamnă accelerația pe monociclu. Da? Fără să desprindem mâna de balustradă, genunchii ușor flexați, apăsăm un pic și ne lăsăm înapoi în spate, apăsăm un pic și ne lăsăm apoi în spate. Cu cât încercăm să facem mișcarea mai fluidă și mai rapid, cu atât intrăm în acest balans.
și continuăm până facem asta din ce în ce mai repede. Pentru a înțelege principiul de funcționare al monociclului. Practic, în felul acesta veți vedea și cum funcționează frâna electromagnetică, da? Hai să vedem și dintr-o parte. După ce ne-am obișnuit un pic cu echilibrul, încercăm să desprindem mâna de balustradă. Nu va fi ușor, dar cel mai important este să nu ne mișcăm necontrolat. Da? Ne ținem de fiecare dată când simțim că pierdem echilibru, da? Bună ziua! E și prima avansa... dată? Poftim? E prima dată! Nu, eu sunt cu zi. Da, ești? Nu cam... Am 3000 de kilometri. Ai, ai. Dar îi învăți pe alții. Îi învățați pe alții. Da. Aceeași mișcare de balans o putem face și în dreptul unui zid. Am scos pedalele, ne sprijinim pe zid, ne urcăm cu grijă pe monociclu și începem mișcarea față-spate. Mai mutăm mâna de pe zid pentru a nu ne pierde echilibrul. Dacă deja prindem mai mult curaj, putem merge în următorul loc. Pentru nivelul următor de antrenament am venit la un teren sintetic pentru a proteja monociclul. Vedeți? În momentul în care monociclul cade, se poate accelera singur și se poate lovi foarte rău. Da? Spre exemplu, putem încerca să mergem pe monociclu singur și ne poate scăpa de picioare și el se accelerează și cade și se poate lovi. Iar zgârieturile nu vor trece ușor, mai ales dacă nu aveți protecție. Și atunci, mergem pe lângă un gard, susținuți și ușor, dăm drumul gardului și încercăm să ne menținem echilibrul. Da? Revenim iarăși la gard. Ușor, mâinile întinse, orizontal și încercăm să menținem echilibrul. Eu așa am învățat să merg pe monociclu. Prima dată am fost la un teren sintetic. M-am urcat pe monociclu și am întins mâinile deasupra pentru a mă ține de bara porții de fotbal, de bara superioară. Astfel mi-am protejat și monociclul, m-am protejat și pe mine, deoarece am căzut, mi-am pierdut un pic echilibrul, dar nu a fost nimic periculos pentru că terenul sintetic este foarte moale. Poate vă întrebați de ce am ales monociclul, de ce îmi place monociclul sau de ce nu am ales o trotinetă. Nu am ales trotinetă pentru că, în primul rând,
am mâinile libere. Și asta este un lucru foarte important. Nu am ales trotinetă pentru că mă pot uita în orice direcție fără să-mi pierd echilibrul. Echilibrul stă în picioare, nu stă în mâini. Bine, stă un pic și în corp, bineînțeles. Dar după ce deja te obișnuiești cu mișcarea și cu menținerea echilibrului, devine foarte simplu. Același exercițiu de sprijin pe care l-am făcut și mai devreme la gardul metalic, gardul de plasă, l-am făcut acum la gardul de beton. Ușor, ușor corpul se obișnuiește cu echilibrul și următoarea zi veți vedea că distanțele parcurse vor fi din ce în ce mai lungi. Întotdeauna dați timp organismului să proceseze, corpului să se obișnuiască cu noua formă de echilibru și creierului să se obișnuiască cu acest nou sport. Nu încercați totul din prima zi pentru că nu are cum să funcționeze. Așa că încercați în prima zi 2-3 ore, maxim, și într-o săptămână eu cred că veți reuși să mergeți cel puțin pe distanțe de 50-100 de metri, fără probleme. Însă, repet, prima dată eu aș merge pe un teren sintetic, în primul rând pentru a proteja monociclul, în al doilea rând pentru a mă proteja pe mine, pentru că nu pot fi fatale căzăturile, de asta am pus monociclul pe primul loc. Însă hainele se pot rupe și de ce să ne rupem hainele de pe noi când putem merge pe un teren sintetic unde pur și simplu facem antrenament fără să ne rănim absolut deloc. La fel de bine putem exersa echilibrul și pe iarbă naturală, însă iarba naturală este greu de găsit, foarte dreaptă. Pe stadioane nu e chiar ușor să intri cu un monociclu pentru că se pot gândi că deteriorezi stadionul, iar aici unde mă aflu eu sunt într-un parc și iarba e destul de rară, pământul deja iese la suprafață, mă pot înămoli și terenul nu este foarte drept. Dar e drept că și căzăturile pot fi mai puțin dureroase. Pământul e mai moale decât orice. Exact ce spuneam, e nevoie de o anumită forță fizică pentru a fi capabil să conduci un monociclu, pentru că uneori nu poți trece cu monociclul peste calea ferată sau peste diverse obstacole, așa că trebuie ridicat. Și are 30 de kg, nu e chiar ușor, iar dacă nu ești atent când îl ridici, el se poate accelera. Ia să vedem dacă îl putem ridica greșit intenționat. În momentul acesta am ridicat monociclul greșit, adică înclinat. Îl oprim, îl pornim la loc, iar în momentul ridicării trebuie să fie perfect vertical. Iar el acum s-a activat. Eu am fost Will Spinner și sper că v-a plăcut videoclipul acesta despre cum să mergi pe monociclu. Stai!
Vino acum pe canalul meu de YouTube și abonează-te pentru a fi la curent cu videoclipurile pe care urmează să le postez în următoarele 2-3 săptămâni cu motocicleta. Haide!